continuare vorbească doamna profesoară Dumitra Marco Costa, care s-a spocnit mai mult seama la Părinte Sofian. Bună seara, nu știu cum să stau, mă simt ca pe vremuri la Mănăstirea Antim, când biserica era neîncăpătoare și fiecare dintre noi nu știam cum să stăm. Eram foarte înghesuiți și chiar dacă erau vremurile foarte grele, eu l-am cunoscut pe Părintele Sofian în anul 1981 și până când a plecat la Domnul, m-am spovedit la Sfinția sa. Pentru mine a fost alături de mine toată viața, a fost duhovnicul meu, mi-a botezat copiii, m-a cununat și pot să vă spun că am stat alături de un sfânt. Acum când stau și mă uit, într-adevăr, Părintele s-a transformat într-o lumină, lumină care pur și simplu ne-a copleșit pe fiecare dintre noi. Au fost vremuri foarte grele, dar în acele vremuri foarte grele, acest om, această personalitate, ne-a ajutat, ne-a agățat de Hristos. Ne-a agățat de Hristos într-o manieră delicată și în același timp fermă. Dacă mergeam la spovedit, întotdeauna biserica, deci spovedania era făcută la lumina candelelor, puteam să stăm până în miez de noapte. Iar când plecam, vă rog să mă credeți că nu știu cum călcam, aveam senzația că nu calc pe pământ. Poate vi se pare ciudat ceea ce vă spun. Cei care au trăit această senzație știți exact la ce mă refer. Pentru că Părintele avea această calitate de a se apropia de om, de a se apropia de sufletul omului, de a lua de acolo de unde se găsește și de a-l agăța de Hristos, să-i arate o altă dimensiune, să-i arate cu delicatețe și fermitate unde greșește și să-l ajute să-și îndrepte devierile. Iubire fără sfârșit și fermitate și rugăciune. Și rugăciune într-o manieră cu totul deosebită. Ce vreau să vă spun, aș vrea să punctez doar câteva aspecte, lucruri care mie mi s-au întâmplat și anume, am cunoscut persoane care erau foarte bolnave, extraordinar de bolnave, în ultimul stadiu. Și s-au dus la Părintele și Părintele cu seninătate le-a spus, nu vă internați în spital, că nu este nicio problemă. Rămâneți acasă și încercați să vă spovediți, să vă împărtășiți, să mergeți la Sfântul Maslu și să țineți un regim alimentar și să nu vă depărtați, alergați către moaștele Sfinților și vă duceți și rugați-vă lor și veți vedea cum lucrează Dumnezeu. Acele persoane au trăit peste 20 și ceva de ani, au reușit să-și ducă la capăt profesia și trăiesc și în momentul de față și au reușit, datorită faptului că au fost sub rugăciunea Părintelui Sofian, să aibă o altă valență viața lor. Un alt aspect, eram în perioada în care Părintele nu mai ieșea la spovedit, era numai la chilie, era bolnav, foarte bolnav, la pat. Și am avut o problemă cu serviciu și m-am dus la Mănăstirea Antim să dau un pomelnic Părintelui Irineu. Părintele plecase de la biserică și eram foarte încurcată că nu știam cum să ajung să-l chem pe Părintele de la chilie cumva. În momentul în care așteptam la grilaj în spate, mai erau și persoane alături de mine, stânga-dreapta, la un moment dat venea Părintele Sofian dinspre clopotniță, foarte grăbit, mi s-a părut foarte ciudat, vă rog să mă credeți, deci eu așteptam pe Părintele Irineu, venea Părintele Sofian, iradia cu un chip, cu un chip foarte luminos și îmbujorat, era uimit că îl văd. Nu știu, vă spun sincer, nici astăzi nu-mi explic acea apariție. Și, da, Părintele era la pat cu perfuzii, deci menționez acest lucru. Deci, pur și simplu, când s-a apropiat de
mine, de noi, era mirat că îl vedem. Știți? Eram foarte încurcată, pentru că eu vreau să mă întâlnesc cu altă persoană, nici mi-am imaginat că mă voi întâlni cu părintele. În momentul în care se apropia părintele, m-a binecuvântat, era foarte mirat că a apărut. Eram surprinsă de chipul părintelui, o persoană iradiantă, o persoană cu chip foarte îmbujorat, deci o altă persoană, cu totul altceva. Cert este că duminică, la Sfânta Liturghie, părintele Irineu, sau, nu știu, peste o săptămână, ceva de genul, părintele Irineu încerca să-l aducă pe părintele Sofian foarte greu, foarte greu. Deci era cu totul altceva, era o altă imagine. Deci am văzut această, cum să vă spun, am trăit acest lucru. Un alt aspect ar fi următorul. În momentul în care întâlnești un om al lui Dumnezeu, rămâi cu duhovnicul tău în inimă și după ce pleacă. Și cumva cred că această legătură nu se pierde. Această legătură pe care Părintele întotdeauna ne-a insuflat-o, această viață, această dimensiune de după trecerea de aici, din spațiu tridimensional. După ce Părintele a plecat la Domnul, eram foarte încurcată pentru că nu-mi găseam duhovnic. Și mă gândeam ce am să mă fac. Și mi-a fost foarte greu. Și tuturor celor care ne-am spovedit la Părintele Sofian a fost foarte greu, pentru că nu mai regăseam același om, aceeași trăire, aceeași dragoste. Și în cele 40 de zile l-am visat pe Părintele Sofian tot la mănăstirea Antim, îmbrăcat în odăști la vârsta de 30 și un pic de ani. Și avea un patrafir, asta m-a impresionat, un patrafir ca și cum ar fi fost chivnic. Cu mătanile în mână, cu crucea în mână și era ușa întredeschisă la preasfințit, acolo, nu știu cum să zic, în curtea mănăstirii, la casa episcopilor. Și l-am întrebat, Părinte, Sfinția voastră trăiți? Și mi-a spus foarte senin, da, trăiesc. A venit parastasul de 40 de zile, pomenirea de 40 de zile, și ieșeam din biserică, era foarte aglomerat, foarte multă lume, și la un moment dat m-am trezit de undeva din spate, eu discutam cu o anumită persoană și m-am trezit cu un microfon de la o televiziune, întrebându-mă ce reprezenta pentru dumneavoastră Părintele Sofian. Mi s-a părut, vă rog să mă credeți, prima dată am zis, Doamne, cine ne-a făcut-o? Cine m-a spus? Pentru că, vă spun, Părintele Sofian a fost alături de mine foarte mult timp și în foarte multe împrejurări. M-am regrupat imediat și i-am spus că Părintele Sofian a fost un om extraordinar, o personalitate, un sfânt. Și cred că cu toții avem această convingere că Părintele Sofian, cel care înainte ne vorbea, și acum îl vedem practic în icoane și o să-l vedem în icoane, pentru că este Sfânt Părintele. Cred că fiecare dintre noi avem foarte multe amintiri dintre cei care am fost în perioada 80-2000 la Mănăstirea Antim. Eram un grup reușit să formeze o familie și toate slujbele care se efectuam la Mănăstirea Antim, tot avea o trăire aparte, pentru că era Părintele. Acum, iertați-mă, Părinte Antipa, și Sfinția voastră, aveți un lucru extraordinar. Dar așa era pe vremea Părintelui. Era minunat. Cel puțin sâmbătă seara, mai cu seamă cu corul bărbătesc, corul de călugări, era o atmosferă extraordinară. Utrenia și vecernia erau un lucru încântător. Părintele Sofian este un om extraordinar, trăiește și se roagă un sfânt al lui Dumnezeu. Și într-adevăr a reușit să ne lege pe fiecare dintre noi de
Domnul de altă dimensiune. Și vreau să vă mai spun un lucru și cu asta am să închei. În momentul în care Părintele Sofian rostea numele lui Iisus Hristos, îl rostea cu foarte mare dor, cu dor, cu tremur. Adică pur și simplu lăcrima în momentul în care rostea numele Iisus Hristos. Îl iubea pe Hristos, îl iubea ca nimeni altul. Și această iubire se revărsa către noi. Și ne ajuta pe noi, cei care eram începători, cei care nu înțelegeam foarte multe dimensiuni, ne-a arătat aceste dimensiuni și ne-a spus că îndrăzniți că se poate. Și poate acele lucruri care ni le spunea sub anumită formă atunci, în momentul de față, se adeveresc și nu ne vine a crede că toate au venit sub acest aspect asupra noastră. Mulțumim.